salarii uriașe la Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Peste 10.000 de lei câștigă directorul clubului pe lună, iar un simplu paznic are salariul de peste 3.600 de lei pe lună, salarii la care se adaugă și indemnizația de hrană de câteva sute de lei. Cu peste 100 de angajați, CSM Ploiești a fost în 2019 de nenumărate ori la un pas de faliment. Surprinzător sau nu, clubul, instituție finanțată din bugetul local, păstrează salariile uriașe ale angajaților. Așa arată doar o parte din salariile de bază de la CSM Ploiești director 10.400 de lei pe lună, director adjunct, instituția are 2 directori adjunți, 9.984 de lei pe lună, șef serviciu 9.256 de lei pe lună, șef de birou 8.944 de lei pe lună, șofer 3.648, respectiv 3.834 de lei pe lună, paznic 3309, respectiv 3834 de lei pe lună. Totodată, lunar angajații beneficiază de indemnizație de hrană de aproximativ 350 de lei pe lună și anual se acordă fiecărui salariat un tichet de vacanță în valoare de 1450 de lei. Clubul are ca baze sportive Bazinul Vega, Complexul Hipodrom, Sala Doroftei, Sala Olimpia, Stadionul Ioană și Liceul Ludovic Mrazek.